Vă salut din nou, prieteni! Sunt Bogdan Gamaleț și vă propun și azi să urmărim un nou material foarte interesant. Documentul macedonean interzis. Ultimele vorbe ale unui papă. Mormântul tibetan. În anul 1935, armata chineză demolează un vechi lăcaș de cult budist în urma unor informații că acolo s-ar afla un tezaur vechi și prețios. Nu știm dacă au descoperit aurul căutat, dar în schimb știm că au mers până acolo încât au deshumat un cimitir întreg și că printre diverse obiecte casnice sau ritualice au găsit și ceea ce părea un manuscris scris pe piele tăbăcită de capră. Se pare că nu au dat importanță descoperirii din moment ce manuscrisul nu a fost dus la Beijing, ci a rămas într-o mănăstire autorizată de noul Dalai Lama, cel numit de comuniști. Trebuie să spunem și faptul că un șaman tibetan i-a avertizat pe militarii chinezi să nu dezgroape mormintele și chiar i-a blestemat. Drept urmare, a fost arestat și a fost aruncat în închisoare 5 ani. Când a ieșit din închisoare, primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă la mănăstirea unde soldații lăsaseră în păstrare documentul scris pe piele de capră. Spre ghinionul lui, din nou s-a aflat în prezența unui eveniment nefericit. Tocmai atunci, mănăstirea era jefuită de câțiva dezertori din armată, care plănuiau să fure tot ce puteau și apoi să se refugieze în India. Bătrânul șaman avertizează. Atunci șamanul s-a rugat de ei să-i lase doar manuscrisul, însă nu a primit decât râsete și batjocoriri. Bătrânul s-a dus la cel care părea șeful dezertorilor și i-a spus cu o voce sumbră: "Manuscrisul aduce moarte. Lăsați-mă să-l îngrop de unde a fost scos." Dar din nou a fost refuzat și nu i-a rămas decât să privească neputincios cum hoții pleacă cu câteva statui, obiecte de rit și, normal, cu manuscrisul cerut de șaman. Știm de la profesorul de istorie Yuri Sardanahi, istoric la Universitatea din Bombay, actualul Mumbai, și care între anii 1985 și 1989 a făcut cercetări amănunțite asupra istoriei manuscrisului, că hoții au ajuns în India și că au vândut obiectele rituale și manuscrisul unui fost colonel britanic, Andrew Scott. Și tot de la istoricul indian am aflat că din cei 9 dezertori, în India au ajuns doar 3, ceilalți fiind prinși de o avalanșă, fiind îngropați fără nicio șansă de supraviețuire sub 10 de tone de zăpadă. Moartea unui traducător. Spre surprinderea sa, colonelul a observat că literele de pe manuscris aduceau cu cele grecești. În anul 1947 l-a dat pentru traducere unui oarecare curator de la Dublin Museum, cunoscător al limbii grecești. Numai că domnul Perry Starlet i-a comunicat că nu era vorba de actuala limbă elenă, ci de greaca veche folosită în Macedonia lui Alexandru cel Mare. După o lună, colonelul a primit la Londra o telegramă din Dublin, prin care era solicitat să se prezinte imediat, fiindcă traducerea devolase ceva extraordinar, dar în același timp înspăimântător. Colonelul nu a stat mult pe gânduri și a făcut bagajele și a pornit-o cu un expres spre Dublin. A ajuns la adresa respectivă, a sunat, dar nu i-a răspuns nimeni. După circa 10 minute de insistență eșuată, și-a făcut curaj și a încercat ușa, care s-a dovedit a fi deschisă. A intrat fără nicio reținere, dar imediat s-a împiedicat de un corp uman întins pe jos. Era curatorul, mort. Colonelul a alertat poliția, care a venit destul de repede. La prima vedere părea un atac cerebral, fața mortului fiind complet învinețită, de parcă se sufocase. Colonelul a fost interogat despre ceea ce căuta el prin casa curatorului, dar raportul legist l-a scos de sub orice bănuială. Ba, chiar a reușit să recupereze și manuscrisul aflat într-o mapă. Când a ajuns la Londra, a mai descoperit că în mapă era și un plic pe care era scris chiar numele său. L-a deschis și înăuntru era doar un bilețel pe care scria lapidar: "Arde-l, distruge-l, aruncă-l, aduce moarte, este malefic." Documentul straniu ajunge în mâna cardinalului. Colonelul nu era prea sfios din fire și nu se speria el așa ușor, însă, așa cum a mărturisit, a simțit un fior rece prin șira spinării și a dorit să facă ceea ce i-a cerut curatorul din Dublin și imediat i-a dat foc. Stupoare, în afara unui miros înțepător și a unor flăcări violente și albastre vineții, nu s-a întâmplat nimic. În afara unui miros înțepător și a unor flăcări violente, albastre vineții, nu s-a întâmplat nimic. Flăcările s-au stins repede, singure, iar manuscrisul era intact. Ceva totuși se întâmplase. Scrisul dispăruse. Colonelul a aruncat manuscrisul în sertar, l-a încuiat și nu s-a mai interesat de el. Abia după un an, având treabă în sertarul cu pricina, a revăzut documentul și s-a albit la față. Scrisul apăruse din nou și colonelului i s-a părut că îl privește amenințător. Documentul, bineînțeles. De curiozitate, i-a dat foc din nou. Și iar nu a ars, și iar scrisul a dispărut. L-a lăsat pe masă și abia a doua zi s-a mai uitat la el. De data asta, pagina care se schimbă. Într-adevăr, scrisul nu mai apăruse. În schimb, pe prima pagină se vedea acum un soldat antic luptându-se cu o hidră cu mai multe capete. De data asta, curiozitatea a învins spaimele și colonelul a repetat de 3 ori incendierea manuscrisului. Și, într-adevăr, după o zi, pagina se schimba la conținut, alternând scrisul cu desene de inspirație antică. Un prieten bun al colonelului era un preot catolic, cardinal de Balmoral, și despre care se știa că era expert în ritualul de exorcism. Așa că, într-una din zilele următoare, se deplasa la dioceza de Balmoral cu manuscrisul bine învelit și închis într-o mapă cu cifru. Și așa ajunse în fața amicului, cardinalul Robin Maxwell, și îi povesti ciudata întâmplare. După care îi lăsă manuscrisul, dar nu înainte de a-i spune și avertismentul lăsat cu limbă de moarte de către curatorul din Dublin. Sinuciderea unui cardinal. Așa cum am aflat de la istoricul Yuri Sardanahi, acesta citându-l pe Fra Angelus, secretarul cardinalului Maxwell, ultimul pusese manuscrisul la picioarele unui crist de argint și, înainte de a-l desface, citise psalmii și versetele Sfântului Vasile cel Mare, folosite de obicei numai în procesele duhovnicești de exorcism. După care a desfăcut manuscrisul și a început să-l citească fără de ajutor, fiind un bun cunoscător de greacă veche. De la primele rânduri, fața i s-a albit și vocea să-i tremure, a povestit Fra Angelus. Iar când a terminat prima din cele 4 pagini de citit, brusc în cameră s-a făcut beznă, lumina stingându-se fără ca cineva să manipuleze vreun întrerupător. În cameră a început să pută asmoală topită, iar manuscrisul s-a mișcat singur, iar din pagina citită literele s-au înălțat și au început să se miște separat în aer. De undeva din mijlocul paginii, de unde apăruse o pată circulară întunecată, începuse să se ridice un fel de abur care, treptat, căpăta chipul hidos al diavolului. Se jura Fra Angelus. Tot acesta, cu multă prezență de spirit, s-a repezit și a închis manuscrisul și deja îi ardea mâna. A reușit să-l introducă în mapă și brusc totul a revenit la normal. Lumina și mirosul dispăruseră din cameră. Nu chiar totul revenise la normal. Cu siguranță era vorba de cardinalul Maxwell, care s-a repezit la geam și, cu toată opoziția secretarului, s-a aruncat în gol de la peste 20 de metri. Și a murit pe loc, izbindu-se extrem de brutal de trotuarul din fața blocului, de unde sărise disperat. Tentative zadarnice de distrugere. La nici 3 zile de la înmormântarea cardinalului, medicii legiști puseseră diagnosticul de acces temporar de nebunie, care declanșase saltul sinucigaș. Nimic despre manuscris, fiindcă secretarul nu dezvăluise nimic din ceea ce se întâmplase cu adevărat. Fra Angelus introdusese mapa cu manuscrisul într-o veche ladă metalică militară, pe care apoi o închisese cu 3 lacăte, după care a avut o lungă discuție telefonică cu un confesor de la Vatican. Drept urmare, după 5 zile în fața casei fostului cardinal, au oprit câteva mașini cu însemnele papale, din care au coborât mai mulți bărbați în negru, în frunte cu un cardinal foarte serios și tăcut ce ținea în mână o cruce malteză veche de sute de ani. Ceea ce a urmat este iar de domeniul SF, dar unul tenebros. Dintr-un proces verbal aflat la Castelul San Angelo, în custodia Vaticanului și studiat de Yuri Sardanahi și publicat parțial, putem afla că un grup de acțiune papală a încercat nu să descifreze manuscrisul, ci să-l distrugă. Prima dată, mapa cu manuscrisul tibetan a fost aruncată în cuptorul unei oțelării din Milano. Mapa a ars, cuptorul s-a crăpat, dar documentul era intact, cu singura observație că, pe prima pagină, se putea vedea acum chipul lui Alexandru cel Mare, regele vestit al Macedoniei antice. Apoi, manuscrisul a fost introdus într-un butoi metalic, după care acesta a fost umplut cu apă și multă sare, apoi butoiul a fost sigilat. După fix 30 de zile, butoiul a fost desigilat și ce-au putut constata oamenii însărcinați cu distrugerea manuscrisului. Acesta era intact, dar acoperit de sare, iar apa se evaporase misterios, deși fusese vorba de vreo 300 de litri de lichid. În plus, butoiul era aproape fierbinte, după care a venit și rândul pirotehniștilor. Manuscrisul a fost introdus într-un recipient de plastic, iar recipientul a fost practic îmbrăcat în 10 kilograme de TNT și apoi dus într-un poligon al armatei italiene, unde, controlat, s-a declanșat o detonare puternică. Rezultatul? O groapă adâncă și lată de un diametru de aproape 10 metri și cam atât. Documentul nu s-a dat deloc bătut și era complet intact. Au urmat și alte încercări, ba chiar s-a recurs și la exorcizări. Toate tentativele au eșuat, iar manuscrisul nu făcea altceva decât să-și schimbe treptat fie textul, fie desenele. Morți și iar morți suspecte. Pe timpul celor 2 luni în care s-a încercat distrugerea manuscrisului tibetan, din nou s-au înregistrat câteva evenimente nefericite. Astfel, s-au înregistrat câteva morți subite, 2 angajați ai oțelăriei milaneze, 3 soldați de la poligonul militar, 2 angajați ai corpului elvețian, însărcinat cu paza documentului satanic. De asemenea, și printre angajații civili de la Vatican s-au înregistrat câteva morți ciudate. Și nu mai punem la socoteală și cazuri de îmbolnăvire gravă sau chiar de nebunie avansată. Unii au pus în cârca puterii satanice a manuscrisului tibetan și câteva incidente petrecute fie la Castelul San Angelo, fie în Basilica San Pietro, cea din centrul micului stat catolic al Vaticanului. Astfel, angajații civili au raportat câteva distrugeri din senin și fără explicații, precum tablouri și icoane desprinse din cuie, căzute și deteriorate, 2 coloane crăpate fără motiv sau câteva vitralii care s-au spart. De asemenea, lumânări care se stingeau imediat după aprindere sau lilieci care apăreau brusc în Capela Sixtină și tot așa dispăreau. Un conclav pe fugă. Toate aceste evenimente triste și malefice, inexplicabile decât eventual religios, nu din punct de vedere științific, au făcut, se spune, că papa a convocat de urgență un conclav, la care au participat doar cardinalii mai în vârstă, șefii gărzii elvețiene, dar și 5 șefi ai serviciilor secrete italiene. Au fost și 3 invitați special străini, un cunoscut șaman din Himalaya, un savant fizician de la Oxford și, culmea, un imam din Arabia Saudită, despre care se știa că era unul din mari exorciști musulmani. Conclavul a ținut 3 zile și 2 nopți fără întrerupere, cu ușile închise. Yuri Sardanahi aflase că fusese prezentat și manuscrisul din piele tăbăcită de capră, însă ținut fără a putea fi atins, într-o mică raclă securizată de sticlă. După istoricul indian, la conclav se luase hotărârea de a se ascunde manuscrisul undeva unde se refuze După istoricul indian, la conclav se luase hotărârea de a se ascunde manuscrisul undeva unde să nu mai poată fi niciodată găsit de om. Ascuns, fiindcă altfel era indestructibil. Ultimele vorbe ale unui papă. La o lună după conclav, la Vatican au bătut clopotele în dungă. Murise papa, aparent din cauza bătrâneții, deși, dacă luăm în calcul ultimele sale cuvinte înregistrate și publicate ulterior, numai vârsta nu fusese de vină. Iată ultimele cuvinte papale. Știam prețul și l-am plătit, dar sunt fericit și nu-mi pare rău. Doamne, ai milă de mine! Unde se află documentul interzis? Nici profesorul istoric Yuri Sardanahi nu a putut preciza unde a fost depus manuscrisul tibetan. A avansat câteva ipoteze nesusținute însă de nicio dovadă certă. Astfel, se prea poate ca manuscrisul să fi suferit o metodă a evului mediu cel întunecat, adică a fost introdus într-o cutie metalică, bine sudată și înlănțuită, și apoi aruncată în ocean, în zona gropii Marianelor. Se prea poate ca manuscrisul, tot într-un recipient, să fi fost transportat și lepădat undeva în cosmos, cu ajutorul unui satelit american, sau depozitat într-un hău minier părăsit, după care intrarea dinamitată și apoi betonată. Sau. Sunt multe variante și toate pot fi luate în calcul. Speranța lui Yuri Sardanahi, dincolo de curiozitatea istorică, este ca oamenii să nu mai intre niciodată în posesia blestematului manuscris tibetan. Blestemul generalului macedonean. Același Yuri Sardanahi este convins că autorul manuscrisului blestemat ar fi generalul macedonean Ptolemeu, viitorul fondator al dinastiei faraonilor cu același nume din Egiptul antic. Să amintim că și ultima regina a Egiptului, Cleopatra, făcea parte din această dinastie ptolemeică. Se pare că după moartea lui Alexandru Macedon, loialul său general Ptolemeu, fiind convins că regele murise otrăvit și nu de friguri, apelase la cartea iudaică solomoniacă a morților și, invocându-i pe Horus, Hades și Baal, scrisese un descântec pentru readucerea la viață a stăpânului său. Se pare că nu reușise, dar, în schimb, adusese moartea în jurul soldaților săi. Îngrozit încercase să distrugă manuscrisul, dar, normal, nu reușise. Atunci plătise cu pungi grele de aur câțiva sacerdoți perși și, sub povara unor jurăminte sălbatice și înspăimântătoare, îi însărcinase cu ducerea manuscrisului undeva unde nu va putea fi găsit. Și astfel ajunsese în Tibet, de unde, peste 2 milenii și ceva, era să fiu adus la lumină de către inconștienții militari chinezi comuniști. Concluzia îi aparține lui Yuri Sardanahi. Sper să nu mai fie găsit niciodată, deși, recunosc, curiozitatea mă ucide mental. Dar mai bine mă distruge pe mine decât lumea. Sunt Bogdan Gamaleț, vă mulțumesc pentru că mă urmăriți și vă aștept cu același drag și data viitoare. Pe curând!